Victor Ponta face marele anunț. Parlamentarii pro-România vor vota pentru o moțiune de cenzură. Victor Ponta anunță că parlamentarii noului său partid, pro-România, vor vota pentru o eventual moțiune de cenzură împotriva guvernului Dencil. Fostul premier face inventatul celor 12 motive pentru care actualul executiv trebuie să plece. Guvernul actual, condus în mod formal de către Viorica Dancila, nu reprezintă nici interesele României, nici ale romanilor care au votat în decembrie 2016 și nici măcar ale PSD, ALDE. Este un guvern confiscat în totalitate și care acționează doar pentru satisfacerea intereselor personale și ilegale ale lui Liviu Dragnea și ale grupului său de interese. Parlamentarii Diez Pro-România vor vota pentru o moțiune de cenzură cel puțin din următoarele considerente. Obedienta totală a structurilor guvernamentale față de interesele private și ilegale ale lui Dragnea și ale grupului sau de interese ilegitim. Dezastrul economic și bugetar produs prin aplicarea aberanței revoluții fiscale. Una colosală a creșterii salariale de 25 care în realitate au scăzut prin trecerea contribuțiilor sociale la angajații rata inflației. Haosul provocat în sanatate și educație prin măsuri guvernamentale greșite și care sunt de natura să producă conflicte sociale de proporții. Incapacitatea structurală de a face investiții publice și de absorbția fondurilor europene. Înselarea sistematică a opiniei publice referitor la adevăratele cauze ale inflației și deficitelor comerciale și bugetare. Instabilitatea și impredictibilitatea produse în mediul economic prin schimbările frecvente și aberante ale codului fiscal. Politizarea totală a conducerilor companiilor cu capital de stat, decapitalizarea prin confiscarea profitului făcut de acestea în anii anteriori și pregătirea trecerii acestor societăți de stat în proprietatea unor grupuri din Israel, Ungaria sau Rusia prin înființarea fondului suveran. Tentativele repetate de furt din banii acumulati de cetățenii României în vârsta de sub 45 ani la pilonul 2 de pensii. Dezastrul produs în domeniul energiei, unde România se situează pe primul loc în Europa la creșterea prețurilor, contractele ilicite și netransparente prin care companii din Ungaria obțin monopolul asupra întregii cantități de gaz exploatat de România din Marea Neagră. Strategia de acaparare a instituțiilor statului roman, Curtea de Conturi, Banca Națională, Consiliul Concurenței, SPP, Servicii de Informații etc., de către Dragnea și acolitii săi prin modificări legislative care nu respecta practicile democratice. Folosirea mafiotă a elementelor de politica externă a României în scopul obținerii de către Liviu Dragnea a unor avantaje materiale și politice personale, inclusiv negocieri private cu alte guverne naționale și lideri politici care au interese diferite sau chiar contrare cu cele ale României, scrie Victor Ponta pe Facebook.
fostul premier aminte subliniere de ce parlamentarii Diez Pro-România nu au votat pentru investirea guvernului Dancila după acceptarea sa de către Klaus Iohannis. Trebuia să fie evident încă de atunci pentru toată lumea că propunerea făcută de Liviu Dragnea se referea la un premier obedient și de fatada și ca întreaga putere va fi exercitată abuziv și ilegal de către Dragnea. În cazul unei demisii sau demiteri a actualului guvern Diez Pro-România susține un nou executiv care să aibă un sprijin politic cât mai larg în Parlament și care să fie eliberat de sub influența infracțională a lui Liviu Dragnea, mai afirm Ponta.